propolisul, trebuie să aibă un miros de rășină, proaspăt, de curat, de să te ducă cu gândul la cuișoare. Da? Pentru că aceste rășini conțin și eugenol, care este compusul activ specific din cuișoare. Deci are un miros frumos, parfumat, proaspăt de rășini. Da, din păcate da. Dar nu numai cu pesticide, cât și cu tratamente aplicate albinelor. Sunt deja studii realizate încă de mult timp, prin care au arătat cum tratamentul aplicat albinelor se regăsește pe urma propolis. Via ceară. Pentru că dacă ai tratat albina, iar ceara este secreția ei, Această ceară conține reziduri din acele antibiotice, de exemplu, cu care a fost ea tratată sau alte tipuri de tratamente, iar ceara, dacă devine parte din propolis, acolo este. În timpul realizării extractelor de propolis, din fericire, ceara se îndepărtează. Pentru că orice fel de extract, ăsta este scopul lui, să îndepărteze ceea ce este mai puțin util, ceara este inertă pentru noi. În schimb, compușii flavonoidici aceia sunt foarte utili. Și atunci, prin extracție, noi practic obținem un concentrat din acești compuși fenolici. Unii dar rămân și în tinctura, pentru că e în funcție de solubilitatea compusului. Deci cei care sunt solubili în ceară rămân în ceară, dar cei care sunt solubili în alcool vor trece și se vor regăsi și în extract. Da.